Salutare, dragii mei pescari, dragii mei abonați, am revenit la o nouă partidă astăzi. Voi face din nou o partidă la Pluta aici la mine pe lac. Voi sta cam o oră, nici nu cred că stau o oră, vreo 40 de minute am la dispoziție și încerc cât pot eu în astea 40 de minute să zic să scot ceva frumos din baltă. Și mi-a mai rămas niște porumb de tura trecută, nu mai am nici jumătate de caserolă de asta, de conservă de asta, de porumb, pentru că jumătatea a fost efectiv mucegăită, mi-a mucegăit pe aici, era varză, trebuia să vă arăt și ăsta miroase așa împuțit, e foarte lipicios. Deci ăsta nu e dulce deloc, din contră e împuțit. Și o să încerc să vedem dacă mănâncă și așa. Am aruncat un pic de pâine aici, am aruncat un pic de pâine acolo la ponton și o să mă mut așa cu pluta. O să mă mut așa cu pluta să vedem dacă reușim ceva. Nu stăm la vorbăraie că n-avem timp, avem lanseta frumos și pluta pe lansetă, da? Pregătită în caz de orice, ca să zic așa. Hai să începem cu un bob, cu câte să începem, că nici nu știu. Sper numai să le placă, da? Sper numai să le placă. Dacă apreciați și voi, băgați acolo un like forță, un like, un subscribe. Pe această cale vă anunț că va urma și marele giveaway de 30.000 de abonați. Mai avem puțin, facem 30.000 de abonați, vom da drumul la un concurs. Vor fi foarte mulți sponsori, sunt cel puțin 4 sponsori care vor da nadă, care vor da lansetă, delfin și așa mai departe. Deci, fraților, rămâneți geană pe canalul ăsta că o să avem parte de ceva ca lumea. Trebuie să vă abonați clar aici, pe Instagram. O să fie câteva cerințe, da? Dar o să revin cu un clip special când o să fie gata giveaway-ul cu cerințele și cu toate cele. Hai să dăm drum aici un pic la treabă. Am aruncat pluta acolo. Să vedem în primul rând dacă îi place porumbul împuțit. Și după aia poate prindem și ceva. Uite că văd că ar juca un pic ea. Ar fi tare să luăm așa la prima fază. Sunt și ăștia mici care vă dați seama că trag de boabe. Trebuie să vină un crăpălău ceva, cine știe, un carasul, nu știu. Vedem, hai, să avem fire întinse, rămâneți alături de mine și vedem ce intră. Eu aș opri, aș rămâne cu voi la vorbă, dar nu știu că durează până trage. Ia uite ce o joacă. O joacă. Mm-hmm. Trebuie să fie la ea. Trebuie să vină ciortanii pe zonă. Sper să aprecieze, v-am zis, boabele astea împuțite. Că nu sunt extraordinare. Te nu știu că mănâncă destul de împuțit. Dar, na, cine știe. Revenim. Ia vezi mă. Ia vezi mă, că la asta nu mă așteptam. Ia vezi mă. Ia uite-l tata, e dintr-o dată cum a apărut. Eu am zis că o fi ceva mic, a băgat-o și uite-l. Uite-l tati, uite-l, că mănâncă și boabă împuțită. Uite-l, frumos. Frumos. Încerc să-l aduc în partea asta, mamă. Ia vezi mă, frate. Hai mă. Haide mă. Ia vezi mă, că vine la boabă împuțită, mă. Nu e foarte mare, dar e primul pește. Oricum e superb. La plută ăștia sunt bele. Bă, dar chiar nu face scandal, mă. Bă, dar ce corect e înțepat. Fii atent aici, ce corect e înțepat. Bă, ce frumos a dat în ea, mă. Ce frumos a dat în ea, mă. La împuțită, mă. Ăla e. Primul pește la plută. Frumos. Că mai prins doi de-aștia, îți faci clipul. Frumos, o partidă frumoasă, îmi fac și o partidă frumoasă, nu? Da, frumos, nu e mare. Băi, dar ce șui e, mă. Ia uite-l cum e înțăpat. A dat la două boabe de porumb, una pe tijă, una pe cârlig. La plută. Mamă, dar ce s-a înțăpat, frate. Cârligul oricum e mare. Cârligul face... Gata, face selecție cârligul. Ia uite ce frumusețe. Are vreo 800 de grame, zic eu.
Eșui, e lung. Ia uite-o. Ia uite-o. Ia uite ce superb e. Ia uite ce coadă frumoșică are. Dar nu prea a luptat. Puturos. Crapșui superb de baltat în grădină. N-a luptat mai deloc. Un pic când a tras. Să sperăm că n-a speriat și restul după patul de nadă. Dar oricum frumoasă bucată. Frumoșică bucățică. Uai de capul meu, m-a făcut flashc. Dacă n-a luptat, a zis, măcar hai că-ți arăt eu ție. Superb, superb, hai că mai revenim. Ia uite câtă șarpele, frate. Fiți atenți câtă șarpele. Mamă, frate. A intrat fix pe aici, pe unde e vârful lansetei. Ia uite-le, uite-le, uite-le. S-a oprit fix lângă, fix unde e vârful lansetei, acolo e capul lui. Deci fix unde e vârful lansetei, uitați-vă cât a șarpele, frățică, are un metru și ceva, mamă. Bă, a prins broasca, fiți atenți aici, că a prins broasca, băi, a prins broasca, mă, fii atent aici. Incredibil, a prins broasca, uite-l cu ea în gură. Ia uite-l, a luat-o de cap. Băi, a luat-o de cap, incredibil, frate. Băi, ce instinct, mă. Ia uite ce o încolocește pe acolo, băi, mi s-a făcut pielea găinii. Deci mi s-a făcut pielea găinii. Bă, e bun și șarpele la ceva, ia uite. Omoară broaștele, fiți atenți aici. Deci e fix acolo. Ia uite. Ia uzi broasca cum face. A prins-o de beregăți. Incredibil așa ceva. Hai că mai prindem și pește dacă e pe zona asta. Deci incredibil, frate, s-a dus broasca încolo. Bam, șarpele direct în ea. Băi, frate, știam că mănâncă broaște, dar... Ia uzi ce plânge. În direct, asta e în direct, crimă organizată. Bă, dar ce e acolo, că să vede așa un pic, dar nu vreau să mă apropii, vreau să îi las să-și facă treaba, că ia uite, între timp eu mi-am agățat și pluta și, na, lasă acolo să savureze și el cina, uite, broscoiul ăla de aici trebuie să-l prind, am unul mare verde, e mai savuros ăsta verde, așa e mai apetisant, că e mai grăsun. E bine, revenim. Ia uite-l, mă. Incredibil, frate. Ușor, mă, ușor, că nu mai vreau să te rănesc. Băi, atât de cu minte, molinul ăsta, fraților, incredibil. Cu minte în sensul că vrea mereu să mă viziteze. Incredibil, sau fi ălalalt. Ia uite ce bucată frumoasă, na. Uite, al doilea pește. Din nou un pește frumos. Un lin. Superb, înțepat frumos de sus. Băi, frate, bă, incredibil, mă. Gata, ușor, n-a fost înțepat. Și hai să le liberăm frumusețe de pește lin. Superb. Mănâncă, bă, mănâncă mereu. Sunt activi peștii ăștia, fraților. Du-te, tati. Ce să mai tată, că am mutat locul. Că, efectiv, broasca aia a răcăit. Într-una, până acolo, o răcăită, acolo n-aveai ce să mai faci. Aici văd că slab rău de tot pe pește, n-a venit crap mare deloc. Mă mir că a venit linul ăsta, a venit mult puiet. E clar, peștele umblă din nou pe colțurile alea, deci trebuie să lansez departe, dar mai încerc un pic pe aici. Hai, mă. Ah, ce ai făcut, frate? Am aruncat-o fix pe acolo, pe unde e pâinea. Hai să vedem. Să vedem, frate. Ia mă că a plecat. A, s-a dus. Haide. Haide, bă, frate, bă, incredibil, bă, nu vreau mă să mănânce, mă. Plecase, mă, frate, mă. Deci așa ceva, prieten, n-am văzut, frate, deci n-ai ce să... Ia uite, am rupt și pluta, oricum mă mai bandajasem eu că nu mai era ce trebuie de când am venit cu ea. Și de la 40 de minute, cât am zis eu că stau o oră, am stat până s-a făcut noapte. Bine, adică aproape vreo 2 ore.
Nimic, frate, nimic. Am mai tras de 2-3 ori, nu știu, am pierdut și a fost. N-am niciun răspuns. Am consumat 3-4 pâini, le-am tot dat să mă umesc alea și n-au venit de ăștia mari, efectiv. Deci nu au vrut de ăștia mari să mănânce. N-a fost porumb o problemă, că a ciugulit ăsta la alt. Dar efectiv, mă, să nu mai prind nimic. Și am prins crapul ăla acolo, frate, foarte repede. Și foarte, foarte repede, în 5 minute, cât să zic, na. Maxim 10 minute, n-am ținut cont. Am zis, bă, să vezi ce bine o să merg. După care a venit șarpele ăla, a prins acolo broasca aia, efectiv, a crăunit o jumătate de oră numai acolo. N-a mai mers nimic. M-am mutat pe aici, am luat linul ăla, am mai tras ceva. Dar nici acolo, fraților, deci nici acolo, rar câte un crap să fi văzut care ieșea la pâine. Care acolo era nebunie, deci acolo când aruncai nu exista, nu să nu prinzi, dar măcar să vină peștele să mănânce pâine. Deci nu a vrut, uitați-vă că mulți ziceți, bă, câtă densitate ai tu de pește aici, n-au alții apă sau, mă rog, glume care le mai făceau alții. Dacă erați azi aici, trăiați ce am trăit eu, adică aproape de lampă, vorba aia, să nu prinzi nimic, nu știu. N-a mers deloc, n-au ieșit peștii. Apa pare un pic mai tulbure, sunt zile și zile, am văzut că s-a înmulțit din nou peștii, am văzut puiet foarte, foarte mic, deci micuț de tot, cred că caraj mulți, am văzut ceva ciortan foarte frumos, tot așa cum era ăla combinat așa solzos cu spaniol, așa combinat făcut aici în Balta, am văzut altul mai frumos, din nou, negru și cu solzi, de aia nu știu cum s-au făcut hibrid așa între ei, a superb ce s-au înmulțit aici. Deci cam asta a fost partida, ce să mai, am prins doi pești. V-am întristat decât v-am bucurat, nu glumesc, fraților, dar asta e, pătura viitoare o să fie mai bine, probabil mergem pe altă baltă, că n-am mai avut timp în ultima perioadă, dar să vedem de luni încolo. V-am salutat, pescuit la feeder cu voi, nu uitați să vă abonați, nu uitați că va urma giveaway-ul, curând o să punem regulile, videoclipul, tot ce trebuie, da? V-am salutat, fire întinse, fraților!